Bună seara și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi. Discutăm astăzi despre o afecțiune din ce în ce mai întâlnită și, din nefericire, din ce în ce mai accentuată în rândul copiilor. Luna noiembrie, jumătatea lunii noiembrie, sărbătorește an de an, la nivel global, ziua diabetului. Discutăm despre ceea ce înseamnă viața cu un copil cu diabet, despre ce riscuri impune un stil de viață neadaptat pentru copil, dar și despre modul în care se integrează acești copii în viața socială, la grădiniță, la școală, cu Cora Sanda, părinte al unui copil cu diabet zaharat de tip 1. Îți mulțumesc, Cora, că ne ești alături. Mulțumesc și eu pentru invitația din seara aceasta. Îți mulțumesc în mod deosebit pentru că bănuiesc că nu este chiar ușor să vorbești despre ceea ce înseamnă simptomatologia, despre ceea ce înseamnă stilul și traiul de viață, care nu este deloc ușor, cu un astfel de copil. Într-adevăr, la noi a trecut ceva timp de la momentul diagnosticului, au trecut 2 ani și puțin și, drept urmare, pot în sfârșit să vorbesc și să-mi dau seama cât de important e ca toți cei din jurul nostru să fie informați despre această afecțiune, despre simptomele ei și despre... pentru a încerca, de fapt, să înlăturăm o parte din prejudecățile și stereotipurile care înconjoară această afecțiune, îmi place mie să o numesc, nu neapărat boală. De foarte multe ori, când ne gândim la diabet, cei care suntem în afara poveștii și nu suntem direct implicați, ne gândim la foarte multe dulciuri sau la o afecțiune moștenită de la părinți. Cum a fost la voi, cum a ajuns Andrei, fiul tău, la o vârstă foarte mică, dar și ne spui tu, cred că undeva pe la 2 ani, să fie diagnosticat cu această afecțiune? Într-adevăr, multă lume are părerea că diabetul înseamnă zahăr, înseamnă multe prăjituri și multe dulciuri și un stil de viață nesănătos. Această preconcepție și are cumva originea pentru că în faptul că acestea sunt efectele în diabetul de tip 2. Andrei a fost diagnosticat cu diabet tip 1, de tip autoimun, la vârsta de 2 ani. Vă dați seama că până la vârsta de 2 ani el nu dusese un stil de viață haotic, nu mâncase prea multe dulciuri, nu avuse, pierduse nopțile sau știu eu ce alte lucruri care mai incriminează apariția diabetului. El a fost diagnosticat la vârsta de 2 ani, nu avem pe nimeni în familie cu această afecțiune, nu s-a încadrat pe nici măcar un factor de risc în ceea ce privește apariția bolii și cu toate acestea a apărut la el în cursul lunii iunie, au început simptomele și a fost diagnosticat la sfârșitul lunii iulie. Apare din ce în ce mai des la copii cu vârste foarte mici. Am văzut copii care au fost diagnosticați de la 4, 5, 7, 8 luni până pe la vârsta de 7-8 ani, dar poate apărea oricând. Poate apărea și la adulți, am văzut și la adulți de 60 și ceva de ani diagnosticați cu diabet tip 1 insulinodependent, nu insulinonecesitant. La tipul 2 este un diabet care la început este tratat cu medicamentație orală și în cazul în care acea medicamentație nu mai funcționează, li se administrează insulină. De asta este insulinonecesitant. La tip 1 este insulinodependent. Dintr-un motiv sau dintr-altul, organismul uman, propriul nostru organism, își atacă celulele beta producătoare de insulină ale pancreasului până le distruge în proporție de 90-95% când încep să apară și simptomele. Așadar, simptomele apar deja într-un stadiu foarte avansat al afecțiunii. Exact. Noi de unde să știi? Noi chiar îi făcusem analize complete lui Andrei în cursul lunii martie, analizele ieșindu-i foarte bune, analizele acelea uzuale pe care le facem cu toții, dozăm o glicemie, o hemoleocogramă, nu ne-am gândit și nimeni nu își testează în amănunțit să-și vadă anticorpii, antigad sau știu alte analize foarte specifice care poate din luna martie ne-ar fi tras un semnal de alarmă de ce urma să se întâmple. Noi ne încadrându-ne nici măcar pe un factor de risc, nu ne-am gândit la momentul respectiv că ar fi nevoie să facem aceste analize specifice. Drept urmare, în cursul lunii iunie, când i-au început simptomele, adică bea foarte multă apă, urina foarte des, avea o poftă de mâncare foarte mare, mânca foarte mult, dar cu toate astea slăbea, iar nivelul lui de energie scădea pe zi ce trece. Și când au început simptomele, foarte mulți medici care l-au văzut au dat vina
și fie pe vremea de afară, că era foarte cald, era în luna iulie, fie pe alte aspecte, și nu s-au gândit la diabetul tip 1, poate și din cauza că făcusem acele analize în luna martie, care nu ne făcuseră să tragem vreun semnal de alarmă că ceva nu ar fi în regulă. Instalarea unei astfel de afecțiuni nu dă și o altă, nu știu, alte semne în analizele acelea uzuale pe care le facem cu toții, că acum a cădea în extrema cealaltă de a ne testa copiii, e foarte greu de a face tot ceea ce implică până la urmă scara mare de afecțiuni pe care din nefericire poate să o facă. Din păcate nu. Nu se reflectă nicio altă analiză, dar cu toate astea, dacă se o poate numi veste bună, este că și dacă am fi aflat în luna martie, n-am fi avut cum să oprim acest proces. Într-adevăr, ar fi fost diagnosticat mult mai ușor, n-am fi trecut prin toată perioada aceea de spitalizare și în șocul de la început al debutului, în care nu știam ce se întâmplă și de ce starea lui de sănătate se agravase foarte așadar, rău. Așadar, ca simptomatologie, spuneai sete accentuată, poftă sete de mâncare, lipsă de energie. Exact, și urinări frecvente, foarte frecvente, sete accentuată, poftă de mâncare. În ultima fază, în faza în care se apropie de cetoacidoza diabetică, adică de o comă diabetică, respirația este foarte greoaie, se numește în domeniul de specialitate, în terminologia de specialitate, este o respirație de tip Kussmaul, care este puțin sacadată, ai senzația că a alergat foarte mult, dar el nu mai are energie, și miros de acetonă sau de mere putrede a respirației, a guriței copilului. Dar asta este deja când se apropie de coma diabetică. La noi am plecat la spital cu el, avea toate simptomele, inclusiv respirația Kussmaul, despre care vorbeam mai devreme, și mirosul de acetonă. Dar despre care tu bănuiam, ca noi toți de altfel, la momentul respectiv nu știai ce ar putea să, nu, să aducă o astfel de simptomă. Am bănuit o răceală, că respiră greu de la răceală, de la pneumonie, ne gândeam la laringită, toate bolile astea comune copilăriei. Nu fusese un copil bolnav până la vârsta respectivă, până la 2 ani, nu necesitase niciun fel de analize mai specifice sau ceva anume, și am plecat la către spital. Și acolo am întâmpinat o serie de probleme, pentru că nici doamna doctor nu mai văzuse un copil atât de mic cu diabet tip 1, și tot la fel au fost incriminați alți factori, laringite și pneumonie, până în momentul în care a fost diagnosticat cu diabet. Atunci l-a și intrat în comă diabetică, unde a stat intubat vreme de 4-5 zile. Din păcate, peste 90% din copiii care sunt diagnosticați în formă foarte avansată a bolii, și din păcate foarte mulți dintre ei, și mulți dintre ei, nu foarte mult, dar mulți dintre ei pierd bătălia încă dinainte de la diagnostic, pentru că sunt diagnosticați foarte târziu, și simptomatologia fiind asemănătoare în multe afecțiuni, la urma urmei nu poți să dai vina neapărat, să spui că medicul este de vină. Este o simptomatologie destul generală, care îi duce cu gândul la alte afecțiuni, până când descoperi că este de fapt diabetul cel care își face acolo de cap. Menționai tu anterior, și îmi cer scuze că tot intervin, dar vreau să fim foarte clar, două analize pe care pot să le facă părinții copiilor să se asigure că nu vor dezvolta sau că nu dezvoltă un astfel de tip de diabet. Aș vrea să ne mai spui încă o dată cum se numesc aceste investigații și dacă sunt investigații costisitoare care se fac doar în anumite laboratoare, sau sunt investigații la îndemâna tuturor, investigații comune la prețuri modice. Nu se fac. Adică se fac în toate laboratoarele. Prețurile diferă. Nu cred că e vreuna mai scumpă de vreo 60-70 de lei dintre ele. Adică nu sunt sume extraordinare. Se fac niște anticorpi, antigada, adică niște anticorpi antiinsulinici existenți în organism. Vedem dacă organismul copilului are niște anticorpi care îi atacă celulele producătoare de insulină. Se dozează peptidul C și se mai face o hemoglobină glicozilată, adică o medie a glicemiilor pe ultimele 3 luni, care ar trebui să-ți arate cam pe unde te situezi tu cu nivelul glicemiilor tale. Și asta normal este undeva sub 5,6-5,5 ca pentru un non-diabetic. Tot ce este între 5,5 și 6 este un prediabet, și tot ce este peste 6 este direct diabet. Ca să ne înțelegem, Andrei la diagnostic a avut 11.
această analiză. Asta însemna că el de peste 2 luni, 2 luni și jumătate stătea pe glicemii foarte mari, în jur de 300-350, normală fiind până în 120. Vorbim de un copil care spuneai tu că nu a dat niciun semn anterior care să vă prevestească o astfel de afecțiune și care avea un regim alimentar comun. Nu, un regim alimentar comun, vă dați seama, asemănător unui copil de 2 ani, nu mânca dulciuri, nu mânca ciocolată, nu mânca produse din comerț, nu știa nici de înghețată, nici de alte minuni de genul acesta, pentru că nu apucase, avea decât 2 ani, nici 2 ani, 2 ani a făcut imediat după diagnostică, luna august. Nu dăduse niciun simptom până la momentul respectiv. De altfel, doamna doctor de la București, de la Spitalul Marie Curie, unde am ajuns în ultima pentru stabilizarea lui și pentru definitivarea tratamentului, a spus că nu se încadra pe niciun dintre factorii de risc existenți și incriminați pentru apariția diabetului de tip 1. Factori de risc care presupun? Factorii de risc sunt dacă ai pe cineva în familie, rudă de gradul 1, mamă sau tată cu diabet. Studiile spun că ai mai multe șanse de a dezvolta diabet în cazul în care tatăl are decât dacă are mama. Dacă ai alăptat sau ai fost rănit cu lapte praf, studiile mai spun că mai multe șanse le au copiii care au fost hrăniți cu lapte formulă. Dar copilul meu s-a alăptat, deci nu se încadrase nici pe acest risc. Greutatea la naștere mai era incriminată. Copiii care au peste 4 kg la naștere, având un risc mai crescut al meu, nu au fost peste 4 kg, au fost 3 kg 400. Dacă mai avem pe cineva în familie mai îndepărtat, o rudă mai îndepărtată, nu avem mai departe de străbunici, ce știm, știți că la urma urmei cu toții mai avem rude pe la țară care nu știm exact, un unchi care poate nu știu de ce a murit pe la o anumită vârstă. Nu avem de unde să știm exact ce s-a întâmplat atunci. Am aflat ulterior că se poate transmite până la 7 generații. Drept urmare, dacă în urmă cu vreo 100 și ceva de ani, vreo rudă de pe la țară, vreun copil, vreun frate de al vreunui străbunic a avut această afecțiune și nu i-a supraviețuit pentru că nu avea cum să-i supraviețuiască în vremea respectivă neavând insulină la dispoziție, nu avem de unde să știm ce s-a întâmplat acolo. Cum niciun dintre noi nu avem de unde să știm. Acum, nu înseamnă de aici să facem o psihoză că toți copiii din lume care se încadrează pe aceste caracteristici vor dezvolta diabet. Studiile spun că avem cu toții o predispoziție, mulți dintre noi, de fapt, nu cu toții, avem o predispoziție genetică în a dezvolta diabetul, dar sunt niște factori de mediu care îl declanșează. Acei factori de mediu pot să fie orice. Și nu avem de unde să știm ce ne activează sau o anumită genă. Cum se aplică în cazul multor afecțiuni și în cazul multor boli. Ce anume declanșează la unii apariția unei boli și la alții nu. Știți că avem cu toții exemplele acelea. Păi, s-a îmbolnăvit de cancer pulmonar și n-a fumat în viața lui și altcineva care fumează nu pățește acest lucru. Este vorba tot de un element declanșator care într-o parte este, într-o altă parte nu este. Andrei a fost un element declanșator, probabil, nu avem de unde să știm care a fost acel element, care a dus la apariția diabetului când avea 2 ani. Am insistat pe această idee pentru că o mamă într-o astfel de situație cred că își pune 1000 de întrebări și se gândește dacă n-a fost cumva ceva ce a făcut ea după nașterea copilului sau în viața intrauterină care să fi dus la acest diagnostic pentru copil. Într-adevăr, este foarte frustrant să nu știi exact de ce s-a întâmplat lucrul respectiv și îți rămân foarte multe întrebări. Dar ai nevoie să treci peste, să ierți, să uiți și să te gândești că asta ți-a fost dat. Eu nu merg nici pe principiu bine că nu a fost altceva mai rău, pentru că nici diabetul nu este un lucru prea ușor și merită ca această afecțiune să fie tratată cu toată seriozitatea din lume. Se fac foarte multe glume legate de diabet. Dacă mănânc toate aceste prăjituri, clar voi face diabet. Doar că, de exemplu, lumea nu face aceleași glume când este vorba de cancer. Dar diabetul ucide mai mulți oameni anual decât ucide cancer. Și acest lucru, pentru noi, cei care ne luptăm zi de zi cu diabetul și l-avem în casa noastră 24 de ore din 24 de ore, aceste glume uneori sunt jignitoare. Și sunt jignitoare pentru copii adolescenți sau preadolescenți care se gândesc că poate au făcut ei ceva greșit care a dus la această afecțiune. Când la diabetul tip 1, nimic din ce au făcut ei și nimic din stilul de viață nu are cum să influențeze această apariție afecțiunii.
Dar odată ce a apărut acest diagnostic, stilul de viață este totul, pentru că astfel de copii, astfel de persoană, li se schimbă, practic, orizontul, li se schimbă cu totul și cu totul viața, de la a ieși și a bea la adolescență, nu știu, un suc cu prietenii sau a mânca o prăjitură și până la a merge la o onomastică și de asemenea a se integra în grup și a consuma diverse tipuri de dulciuri. Într-adevăr, este o schimbare bruscă, este o schimbare la care nu te aștepți, este o schimbare pe care la început nu o înțelegi. Cu cât copilul este mai mic, cu atât este mai greu de explicat. Încearcă să explici unui copil de 2 ani că nu poți să mănânci o banană când el vrea să o mănânci. Acum nu vorbim neapărat de dulciuri, pentru că și în banană există glucoză, există carbohidrați, adică care sunt în organismul nostru transformați în glucoză, care crește glicemia. Încearcă să explici unui copil iar de 2 ani și ceva că nu e acum momentul cel mai potrivit să mănânci strugurii din vie când mergi la țară. Când cu toții poftim când trecem prin vie, poftim la cei struguri. Într-adevăr, se transformă într-un stil de viață, se transformă într-o conștientizare a cât de mult zahăr mâncăm zi de zi și cum există zahăr adăugat în absolut orice aliment în care vă așteptați sau nu vă așteptați. Există o conștientizare incredibilă a faptului că noi, din păcate, în România, nu avem în restaurante un calcul, în meniul restaurantelor, un calcul al carbohidraților, care să-ți spună câți carbohidrați, câtă glucoză există într-un anumit fel de mâncare pentru a ști noi să administrăm o cantitate de insulină pentru copilul nostru care are nevoie de ea ca să trăiască. Și este foarte dificil. De multe ori noi râdem că atunci când mergem, mai facem și haz de negă, știi? Când mergem la un restaurant și începem să punem 20.000 de întrebări legate de mâncarea pe care am comandat-o. Ați pus făină, ați pus zahăr, dar câtă făină, dar cât zahăr, dar cartofi, câți cartofi sunt la acest meniu? Bine, mă gândesc cât de pertinente sunt răspunsurile pe care le primi și de adevărat. Știu să răspundă și se uită la tine de parcă ai fi de la protecția consumatorului și urmează să-i dai o amendă. Nu înțeleg exact de ce tu le pui toate acele întrebări și pe urmă, ca să fie culmea culmilor, să te creadă nebun până la capăt, scoți și un cântar și începi să cântărești mâncarea care ți-a fost adusă. Dar noi avem nevoie de acest lucru pentru că trebuie cântărit în permanență ceea ce mănâncă acești copii ca să calculezi, să faci niște transformări, niște reguli de 3 simple, de o regulă de 3 simple efectiv, ca să dai seama de câți carbohidrați sunt pe bucata de mâncare pe care va urma să o mănânce, ca să știi câtă insulină să-i administrezi. Plus, minus, anumiți factori, că n-ai de unde să știi exact cât zahăr s-a pus, nu știe nimeni să-ți spun. Slavă Domnului, oamenii sunt destul de receptivi, sincer, când am tâmpinat aceste probleme și am adresat aceste întrebări chelnerilor sau cofetăriilor, chit că nu reușeau să înțeleagă până la capăt de ce întreb sau nu își dădeau seama de amploarea întregii situații, când este vorba de un copil, deveneau mai receptivi și mai interesați să ajute. Cum îi primește societatea, cum îi primește sistemul educațional pe acești copii? Că dacă, eu știu, la gimnaziu deja sunt măricei și cred că deja cei diagnosticați încă din copilăria mică și cam știu ce au de făcut și cred că de multe ori ei sunt primii care își pun frâne la grădiniță, spre exemplu, la creșă. Este foarte dificil și noi ne-am confruntat cu asta când am hotărât să-l înscriem pentru la grădiniță, când avea 3 ani. Atunci a fost refuzat de 2 grădinițe din Craiova, grădinițe de stat, pe motiv că nu avem personal, sunt prea puține educatoare și prea mulți copii, nu avem cum să ne ocupăm de el, nu avem timp să îi cântărim mâncarea, avem o singură asistentă pentru toți copiii de aici, așa și mai departe. Eu înțeleg aceste probleme, dar cu toate astea, educația în România este un drept fundamental și este gratuită și recunoscută prin Constituția României. Drept urmare să îi se refuze unui copil accesul la educație, nu doar că este ilegal, dar este neconstituțional. La momentul respectiv m-am frustrat foarte mult, recunosc. Am ales în final o grădiniță privată, unde sunt foarte mulțumită de modul în care Andrei este tratat și cum au grijă de el și cât de mult au înțeles de provocările în a avea grijă de un copil cu diabet tip 1 insulinodependent. Dar frustrarea rămâne și mi-aș dori din tot sufletul să se schimbe la nivel local și prin asta am promis că voi face un lobby foarte mare la toate cunoștințele pe care le am și prin toate canalele posibile, pentru că nu este posibil ca un copil diabetic să fie unui copil diabetic să-i fie refuzat accesul la învățământ.
Din păcate, încă ne confruntăm cu foarte multe păreri preconcepute și atitudini, cum să le numesc, învechite, să fie o drăguță. Copiii aceștia, dacă le scade glicemia, ei trebuie să mănânce neapărat o bomboană. Nu contează unde se află, legea le dă voie în timpul examenelor naționale, inclusiv să aibă după ei mâncare și să mănânce. În cazul în care i-a scăzut glicemia și are un moment de hipoglicemie și nu se mai poate concentra, mănâncă zahărul, iar examenul se prelungește pentru ei cu 30 de minute. Ca să înțelegem că este reglementat la nivel național. Lucru extrem de important pe care trebuie să-l știe părinții, să știe drepturile copilului sau exact. Adolescentului. Dar cu toate astea întâlnim cadre didactice care spun, nu mănânci în timpul orei mele, că nu ai voie, aștepți până la pauză. Până la pauză acel copil poate intra într-o comă sau poate muri. Noi nu vorbim aici de un fason al unui copil care își dorește să mănânce o bomboană în timpul orei, ci vorbim de o criză medicală și despre o urgență medicală la care el trebuie să mănânce acea bomboană pentru a trăi. Aici, când întâmpin astfel de atitudini ale cadrelor didactice, eu la rândul meu fiind cadru didactic, dar în momentul în care le-am întâlnit, m-am simțit și le-am auzit că se întâmplă, m-am simțit plină de furie și efectiv dornică de a le explica cât mai multor cadre didactice faptul că acest lucru nu doar că este extrem de important pentru copil, dar este recunoscut prin lege. Drept urmare, ei nu pot să spună că la mine la oră nu se mănâncă. La mine la oră aștepți până la pauză. Mai mult, acești copii, pentru că există niște sisteme permanente de monitorizare a glicemiei, care se montează pe brațul unui copil și comunică prin Bluetooth cu un telefon. Aceste sisteme sunt gratuite? Că bănuiesc că sunt o investiție majoră, cred. Sunt o investiție majoră pe care foarte mulți părinți nu și-o permit. O să discutăm despre ele, chiar te rog, dacă putem dezbate despre sistemele de monitorizare continuă a glicemiei existente pe piață, dar copiii care le au trebuie să stea cu un telefon după ei. Telefonul, în cazul în care glicemia scade sau crește, începe să vibreze. Sunt foarte multe cadre didactice care le refuză copiilor să stea în timpul orei cu telefon. Acela nu este un telefon, ei nu stau pe internet. Acesta este un dispozitiv medical. Că da, este într-un telefon, că așa funcționează prin telefon, este partea a doua. Dar nu este un telefon folosit pentru că își dorește copilul neapărat un smartphone la în clasa 0, ci este un dispozitiv medical care îl ajută pe copil și pe educatorul în grija căruia se află să știe în permanență nivelul glicemiei. Drept urmare, refuza unui copil să stea cu dispozitivul medical pe bancă este iar cât se poate de ilegal. Asta este important de știut. Întorcându-te la dispozitivele medicale, într-adevăr, sunt o adevărată revoluție în managementul diabetului. Un copil cu diabet tip 1 insulinodependent ar trebui să-și înțepe degețelele pentru a-și monitoriza glicemia de cel puțin 5 ori pe zi. În realitate, se înțeapă de mult mai multe ori, chiar de 10-15 ori. Cu toate acestea, nu ai aflat decât glicemia în 10 momente ale zilei. Maxim, că îți pare rău la urma urmei să îl înțep de mai multe ori. Acești senzori permanenți de monitorizare a glicemiei îți ia glicemia la fiecare 5 minute. Și care se aplică subcutanat sau care se este aplică sistemul? Asemănător ca o ștampilă, să ne imaginăm. Sunt cam de 2 cm și comunică prin Bluetooth cu un telefon. Cât să vă spun, cât mai pe o jumătate de o cutie de chibrituri. Să și pentru copil este un disconfort? Îl deranjează? Nu îl deranjează. Trebuie să fie conștient de el și să-l protejeze, dar vă dați seama că este mult mai comod decât a fi înțepat la infinit din degete, până în momentul în care mulți dintre ei își pierd simțul tactil. Am ajuns în punctul acela în care sunt înțepat de atâtea ori. Și vă dați seama că în momentul în care ai un senzor permanent de monitorizare a glicemiei, nu mai trebuie să ții decât o dată sau de maxim 2 ori pe zi glicemia comparat cu 15 ori înainte. Mai mult, vezi în permanență, la fiecare 5, 10, 15 minute, poți să vezi glicemia și să vezi cum îți afectează alimentația sau stilul de viață, nivelul glicemiei. Poți să ai un control al glicemiilor mult mai bun. Asta înseamnă că pe viitor, pe termen foarte lung, eviți apariția complicațiilor. Vei fi un cetățean activ pentru țara în care muncești și nu un asistat social care are complicații la vârsta de 30 de ani. Drept urmare, vei fi productiv pentru societatea în care trăiești și nu vei fi un asistat social. Statul român ar trebui să gândească în avans
și să aibă un plan sustenabil de a-i ajuta pe acești copii să fie folositor comunității, pentru că statul investește în educația lor, în sănătatea lor. Sau ar trebui să investească, din nefericire. Sau ar trebui să investească. Gândirea nu este sustenabilă, din păcate. Sunt multe țări, inclusiv Bulgaria, care decontează un senzor pe lună. În general e nevoie de 2 sau 3, depinde tipul de senzor, dar măcar un senzor îl decontează. Așadar, inclusiv Bulgaria face asta. Da. Nu mai vorbim de țările cu adevărat dezvoltate. Înțeleg, cu adevărat, către care aspirăm. Da, dezvoltate le decontează pe absolut pe toate, de câte ai tu nevoie ca și copil, dacă ți s-a rupt unul, dacă ai întâmpinat un accident și efectiv ți s-a rupt. Mai mult, noi în România nu găsim să le cumpărăm, trebuie să le cumpărăm din străinătate, iar asta ne face puțin vulnerabil, pentru că în cazul în care un senzor nu funcționează sau are un defect, noi nu prea mai putem să-l trimitem înapoi. Am cheltuit 60 de euro, 70 de euro, 100 de euro pe un senzor, că sunt senzori destul de scumpi, și în cazul în care el nu funcționează, eu nu mai pot să-l mai trimit înapoi. Nu se găsesc în România spre comercializare, iar acest lucru nu face altceva decât să ne îngreuneze și mai mult. Aș vrea să-l cumpăr de aici, chiar că ar fi mai scump cu 10 euro, să zicem, dar aș prefera să-l cumpăr din România, că în cazul în care are o problemă senzorul respectiv, să-mi permit să-l schimb. Eu nu pot. Eu îl cumpăr din Italia cu ajutorul unei prietene de acolo, dar dacă senzorul nu funcționează, ar trebui să trimit înapoi în Italia, ar trebui să trimit și cititorului, eu aș rămâne descoperit aici fără senzor o perioadă de timp până când mi-l ar înlocui ei. Și transportul dus și întors de 2 ori până în Italia m-ar costa cât o jumătate dintr-un senzor nou. Și în final nu se justifică. Deci nu doar dar că cum nu s-a ajuns în această situație? Pentru că tu ești o persoană activă și sunt convinsă că ai cerut explicații, chiar și la nivel de minister. Care este explicația sau ce se spune? De ce nu avem pe piață acest senzor care înțeleg că sunt foarte importanți pentru acești copii? A fost de curând o emisiune la televizor, la un post național, unde o realizatoare foarte cunoscută a ieșit pe post și a spus că copilul ei are diabet tip 1 și a început să facă un lobby foarte puternic către instituțiile abilitate a căuta răspunsuri de ce noi nu avem copii, acești copii nu beneficiază de acești senzori. Și atunci a apărut un domn de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care pe lângă faptul că a afirmat că noi sunt mamele de copii cu diabet, suntem puțin exagerate că le facem atât de multe teste de glicemie. L-am invitat noi toate de drag să vină să stea cu noi 24 de ore să vadă ce înseamnă să ai grijă de un copil care nu știe să-ți spună simptomele lui. Una este să ai 10 ani, 12 ani și să poți să spui simt că îmi scade glicemia, alta este să ai 2 ani sau să ai 1 an sau să ai 8 luni și să nu poți să spui lucrul respectiv, ca să ne înțelegem diferențe. Și doi, a spus că înțelege că sunt multe nevoi, doar că banii sunt limitați și nu pot să prioritizeze acest lucru. Dar înțeleg că nu se găsesc nici măcar contracost în farmacie, nu doar că statul nu le subvenționează, nu vă dă nici posibilitatea să, nu știu, să vă descurcați cumva și să vi le achiziționați de aici, nu să le comandați după temirunda. Exact, și gândiți-vă că nu toți părinții sunt educați, nu toți părinții au acces la internet sau au cunoștințe în străinătate care să-i ajute cu achiziționarea acestor senzori. Pentru ca nebunia să fie completă, statul îți decontează fix niciun ac, dar să zicem un ac de insulină pentru o lună de zile. Un ac de insulină înseamnă că tu ar trebui să începi de 4 ori pe zi, de 120 de ori minim într-o lună, un copil cu un singur ac. Acul respectiv nu doar că este subțire și se poate oricând rupe sau îndoi sau înfunda, dar nu este deloc septic, nu este deloc, riscul de infecție este foarte mare și pe lângă aceasta provoacă foarte mari dureri. Un ac este, provoacă mult, mult mai puține dureri în momentul în care este utilizat o singură dată, pentru cum este și făcut de altfel, că toată lumea știe că acele sunt de unică folosință, dacă este folosit de foarte multe ori, provoacă foarte mari dureri. Drept urmare, pentru un copil, pe lângă faptul că este înțepat de 120 de ori într-o lună, este înțepat cu același ac, iar experiența devine și mai dureroasă. Acum, dacă tu dorești să cumperi ace și să le achiziționezi, tu nu ai de unde, nu le găsești nici pe ăștia în farmacie. Trebuie să-ți cauți. Farmaciștii nu au cum să ți le vândă. Lor nu le vin în farmacie, nu au cod de bare, nu au nimic. Drept urmare, ei nu pot să le vândă decât pot să le dea la rețetele de insulină pe care le primim gratuite odată la 3 luni. Și nu pot să le dea decât atunci. Ei nu pot să le vândă. Oricât ar costa, tu ai fi dispus oricât să dai, să-ți ceară 20 de lei pe un ac.
absurd, dar să zicem, n-ai putea să faci acest lucru. Și atunci ai două variante. Fie cauți niște reprezentanți medicali cu care încerci să te înțelegi direct la producătorul de ace din România, fie la fel faci apel în străinătate și încerci să le cumperi, să apelezi la cunoștințele pe care le ai în străinătate. Așadar, în străinătate aceste lucruri sunt la liber, da? Da. Poate să, în străinătate, o persoană cu diabet merge la farmacie și de acolo își ridică acele pentru o lună de zile sau pentru două luni nu de acul, zile. Nu acul, acele. Acele, cutia de ace. Costul unei cutii de ace care cuprinde 100 de bucăți este undeva între 20 și 40 de euro, să zicem. Chiar 15 euro unele dintre ele. Și ți-ar ajunge, să zicem, o lună, două luni, aproape două luni. Costul nu este foarte mare să fie decontat de statul român, ca să ne înțelegem. Dar nu este foarte mare nici măcar să ți-l permiți să ți-l cumperi tu. Ți-i ai permite. Aici e discutabil, Cora, pentru că beneficiază... la un salariu minim pe economie al mamei... Da, dar ei mai mamei... beneficiază de, un, de niște alocații, că diabetul tip 1 este considerat handicap până la vârsta de 18 ani. Asta după ce ne-am luptat noi foarte mult și am mers în instanță și am câștigat pentru că statul român cataloga, considera că acești copii după vârsta de 7 ani se pot descurca singuri. Înseamnă că nu mai au nevoie de această pensie, acest ajutor de handicap după vârsta de 7 ani, pentru că ei știu sigur să-și facă regula de 3 simple, să-și calculeze numărul de carbohidrați pe care să-i mănânce și câtă insulină să-și facă. Ca să ne înțelegem, dacă ei își fac prea multă insulină, riscul de hipoglicemie atunci pe loc este foarte mare, iar ei pot să moară în câteva ore până când ajunge un părinte acasă. Insulina este un medicament care îți prelungește viața, care te ajută să trăiești, care nu-ți oferă prea multe efecte secundare, dar care te poate omorâ dacă nu este calculat cum trebuie. Asta este riscul. Atunci, să ai încredere într-un copil de 7 ani să facă lucrul ăsta era absolut absurd. Legea s-a schimbat, slavă Domnului, cu ajutorul unor mămici din Brașov, unde a fost inițiat procesul și acum copiii beneficiază de această alocație până la vârsta de 18 ani. Și să zicem că din alocația pe care o primesc și-ar putea cumpăra aceste ace, dar nu ai de unde. Asta este partea frumoasă. În momentul în care ți le dorești, trebuie să faci apel la toate cunoștințele tale, la reprezentanții medicali sau așa mai departe, în așa fel încât să primești acele respective. Și să fie nebunia până la capă și completă, mai este un medicament, o injecție, de fapt, glucagon sau glucagel, care se administrează în caz de comă hipoglicemică, atunci când persoana respectivă, diabeticul, nu răspunde, nu mai poate înghiți, nu mai poate mânca, nu mai poate bea pentru a-și crește glicemia, nu mai poate primi nimic dulce. Și atunci ai această injecție preumplută pe care eu administrezi în regim de urgență pentru a-i crește glicemia. Până vine salvarea, tu deja i-ai administrat glucagonul și l-ai salvat de la moarte, vorbim. Glucagonul nu se mai găsește în țară undeva de prin 2014, din câte am înțeles, 2013. Absolut deloc. Nu este scump nici acesta. Este în jur de 100 de lei și noi l-avem în casă de 2 ani și, slavă Domnului, n-am avut nevoie de el. Dar l-avem lăsat unul în casă, unul la mama, unul la grădiniță. Au trebuit 3 odată să le lăsăm acolo în caz de urgență. N-am avut nevoie de ele, repet, dar acestea pot face diferența între viață și moarte. Din păcate, medicii nu sunt și legați de mâini și de picioare, pentru că ei știu utilitatea glucagonului, doar că nu au cum de unde să îți spună să îți faci rost de ea, fie de fapt din Bulgaria, din Turcia, dar nu din România. Și atunci singura variantă ar mai fi ca tu, ca mamă, speriată fiind și văzându-ți copilul care este într-o comă hipoglicemică, este căzut jos, nu mai răspunde, devine violent, merge ca un bețiv, nu mai știe exact ce vorbește, nu mai poate înghiți, se încleștează maxilarul, singura soluție oferită de statul român ar fi ca atunci tu, mamă, de la țară, să ne imaginăm, trebuie să-i administrezi o perfuzie cu glucoză. Să-i prinzi vena, să-i administrezi glucoza și să aștepți să-i crească glicemia. Lucru aproape imposibil. Nu știu câți dintre noi putem să spunem că am încercat vreodată să prindem o venă unui copil. Unui copil care se zbate, unui copil care este în criză. Nu vorbim despre un copil sau despre un adult care stă nici atunci dacă-i nimeni.
Drept urmare, asta este singura variantă care ți se dă. Noi am solicitat în repetate rânduri că avem nevoie de glucagon în farmacii, să-l găsești în farmacii. Nu-l găsim acolo, nu avem de unde să-l cumpărăm. Noi avem un grup de Facebook al mămicilor de copii cu diabet și punem comenzi colective în Turcia sau în Bulgaria. Și sunt mămici care pleacă cu mașina. Cum se numește grupul? Pentru că poate sunt familii care au copii. Grupul se numește Noi și Diabetul. Și fac lucruri minunate, se ajută cu senzori, sunt mămici de copii cu diabet plecate din țară, în Austria sau în Anglia, și pun comenzi colective, fie de senzori, fie de ace, fie de glucagon, și le trimit în țară către o persoană, iar persoana respectivă face mai multe colete și le transmite către toți ceilalți părinți care au comandat. Și se ajută foarte mult, într-adevăr. Dar este o luptă continuă, este o luptă în care încerci să ții copilul în viață și ai nevoie de niște instrumente. Ai nevoie de ace, ai nevoie de glucagon și ai nevoie de insulină. Insulina, într-adevăr, este gratuită, oferită de statul român. Celelalte două nu sunt. Și este foarte, foarte dificil. Să nu mai vorbim de senzorii de permanență de monitorizare a glicemiei și să nu mai vorbim de faptul că în momentul în care acești copii împlinesc 18 ani, nu mai beneficiază de nimic. Nu mai beneficiază nici de acea bursă de care îi ajuta. Numărul de teste de glicemie din deget li se împuținează teribil. Un copil până în 18 ani beneficiază doar la 3 luni de 450 de teste de glicemie. Atunci beneficiază de 100 de teste la 3 luni. Asta înseamnă mai puțin de un test pe zi. Restul trebuie să-și ia sigure din banii lui. Un copil de 18 ani va trebui să se angajeze în aceste condiții, nu mai poate să-și continue studiile, nu, dacă dorește să meargă la o facultate unde părinții trebuie să facă un efort, să-i plătească un cămin, să-i asigure manualele de care are nevoie, hainele de care are nevoie toate elementele astea necesare pentru managementul diabetului, pentru că din momentul respectiv statul român îl consideră adult. Din punctul meu de vedere, ar trebui, dacă un copil cu diabet alege să studieze la facultate, să-și continue studiile, pe durata studiilor să beneficieze de aceleași drepturi ca un copil sub 18 ani. Să nu fie nicio diferență între ei, în așa fel încât și ei să poată să-și definitiveze studiile și, repet, să fie eficienți și funcționali pentru statul român pe termen lung. Un copil cu astfel de afecțiune are nevoie și de un regim alimentar extrem, extrem de, nu știu cum să spun, de deosebit, de atent, cântărit și măsurat și gândit până la urmă. Ce mănâncă un copil cu astfel de afecțiune? Deci vorbim de diabet zaharatip 1. Partea oficială spune că poți mănânce absolut orice atât timp cât își cântărești și își administrează insulina necesară. Sau să te întreb altfel, ce mănâncă al tău? Care este, tu l-ai avut cu tine și care e plin de energie și care n-ai zice nici pe departe că e un bolnav care are o anumită afecțiune, e vesel, e energic și exact cum ar trebui să fie un copil la vârsta asta. Un copil cu diabet tip 1, partea oficială când ești din spital, spune că poți să mănânci absolut orice atâta timp cât îți administrează insulina pentru mâncarea respectivă. În practic, atunci când ajungi acasă, ajungi să încerci să ghicești câte glucide sunt într-o ciorbă. Este ca și cum ai încerca să ghicești un ac într-un car cu fân. Sau cât zahăr, cât lapte, cât făină și cât coloranți și câte siropuri au pus aia de la cofetărie într-o prăjitură. Vă dați seama că este aproape imposibil să ghicești. Eu atunci am ales un regim mai controversat pentru Andrei, am tăiat carbohidrații care cresc glicemia foarte repede, el nu mănâncă nimic din gama făinoaselor sau nimic care conține făină, nu mănâncă fasole, cartofi, orez și cerealele în general. Drept urmare, nivelul glicemiei lui este puțin mai stabil, îi fac doze mai mici de insulină și cu doze mai mici de insulină sunt și eu mai liniștită, nefiindu-mi frică de faptul că îi va scădea glicemia în mod dramatic când eu nu sunt lângă el. Dar asta este o altă discuție separată, este încă la început genul ăsta de dietă. În cazul nostru funcționează, în cazul nostru ne ajută și foarte mult senzorul permanent de monitorizare a glicemiei și avem mai mult curaj să avem o grijă mai atentă de el și de ce mănâncă. Într-adevăr, dacă te înțepi decât de 2 ori, 3 ori, 4 ori pe zi, n-ai de unde să știi ce se întâmplă acolo și ți este frică să ai grijă de un copil mai viguros. Dar se
Copiii aceștia sunt niște copii absolut minunați, ca toți copiii de altfel, sunt copii veseli, sunt copii care pot să practice sport de performanță, sunt olimpici mondiali cu diabet tip 1, sunt personalități cu diabet tip 1, de exemplu Dragoș Bucur de la noi, cel de la, pe care îl știm de la televizor, actorul are diabet tip 1 insulinodependent, sunt foarte multe personalități de gen Miss America, care mergea pe podium cu senzorul permanent de monitorizare a glicemiei la vedere și cu pompa de insulină la costumul de baie, la proba costumului de baie și a lăsat să se vadă și încep din ce în ce mai mult să capete o voce, încep din ce în ce mai mult să spună că am dreptul să-mi administrez insulina oriunde și oricum, nu mă obliga să mă duc într-o baie sau undeva pentru că e posibil ca cineva să se simtă jignit de faptul că eu îmi administrez insulina, e ca și cum cineva s-ar simți jignit de faptul că eu respir. Copilul respectiv, dacă are nevoie într-un anumit loc de administrare de insulină, trebuie să-și administreze insulina și punct. Încep să vorbească din ce în ce mai mult, există poezii frumoase despre diabet. Acum când a fost Ziua Internațională de Luptă împotriva Diabetului, colegii de la grădinița băiețelului meu s-au îmbrăcat toți în culoare albastru ca simbol al luptei împotriva diabetului și au ascultat o poezie despre un ursuleț care a fost diagnosticat cu diabet și ce înseamnă diabetul și a fost un moment foarte emoționant, unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. Când i-am văzut pe toți acolo strânși în jurul lui, îmbrăcați toți în albastru, în ideea de solidaritate și de înțelegere și acceptare. Ce înțelege Andrei din toată această poveste sau cum l-ai făcut să înțeleagă de ce el nu poate să mănânce sau să facă anumite lucruri pe care colegii lui de la grădi le fac? Am încercat ușor-ușor să vorbesc cu el. Au început întrebările. Eu personal nu cred că Andrei își mai aduce aminte de perioada de dinainte de diabet. Fiind diagnosticat la 2 ani, nu știu ce își mai aduce aminte el dinainte. Au început o serie de întrebări legate de faptul de ce eu am și tu nu ai, adică eu. Am încercat să-i explic că pancreasul lui s-a oprit și nu mai vreau să producă insulină, dar nu știu nici eu exact de ce. M-a întrebat dacă va mai porni vreodată. Am spus că, sincer, nu știu ce să spun. Sper din tot sufletul că se va descoperi un leac, un tratament care îți va face pancreasul din nou să funcționeze. Dar în momentul de față acest lucru nu se întâmplă și pentru asta noi trebuie să injectăm insulina în piele. Am încercat foarte mult să-i explic că viața nu înseamnă mâncare și că viața înseamnă foarte multe alte lucruri și să-i căutăm hobby-uri care lui plac și sporturi și activități și cărți și să-l ducem către lucrurile care lui plac și să-i arătăm că mâncarea este pentru a ne ține în viață efectiv, pentru a trăi, nu trăim pentru a mânca. Mănâncă și el dulciuri pe care îi le fac eu în casă și le cântăresc. A înțeles foarte bine și la grădiniță și doamnele de acolo, în special doamnele de la bucătărie, sunt extraordinare și îi caută variante pe care să le poată mânca și el fără a-i crește glicemia foarte mult. De exemplu, când colegii lor primesc piure de cartofi, el primește piure de conopidă, care este absolut delicios. Și noi îl mâncăm la fel. Și care parcă și arată în mod asemănător. Exact, arată în mod asemănător. Sau când copiii mănâncă ardei umpluți, lui fac ardei umpluți fără orez în ei. Și în rest, la fel ca ceilalți ardei umpluți. Și a înțeles puțin el aceste lucruri, a înțeles faptul că trebuie să aibă grijă de el mai mult și că diabetul nu îl împiedică să devină absolut ce vrea el. El poate să încerce și să viseze și să învețe și să se pregătească și să facă, pentru a face absolut ce își dorește el. În momentul de față își dorește să facă călător spațial. Acum, nu cred că va mai rămâne la această idee până când va fi adult, dar este frumos că nu se gândește că diabetul îl poate împiedica. El nu îl percepe ca pe o frână pentru el, ci îl percepe ca pe un lucru normal și firesc din viața noastră. Ce complicații pot să apară, însă respectarea și asumarea cu totul a unui astfel de stil de viață, a unui mod de viață, poate să-i aducă probleme mai târziu? Oricăruia dintre noi ne poate aduce multe probleme. Acum, cum va fi Andrei peste 10 ani,
când va fi un adolescent. Cu siguranță va fi mult mai bine, pentru că medicina la momentul actual are descoperiri uimitoare de la cred că de la o zi la alta, probabil că în momentul în care noi vorbim, deja în lume se inventează încă ceva pentru o anumită afecțiune. Mie mi-este exact foarte greu să imaginez cum va fi peste 10-12 ani, cât el va fi un adolescent și va fi rebel ca orice adolescent și poate va refuza să mai respecte regimul alimentar, pentru că într-adevăr se schimbă lucrurile de la an la an. Nu știu cum este să crești un copil cu diabet care este adolescent, dar mai am până atunci și sper din tot sufletul să reușim să-l facem să fie conștient de faptul că alegerile pe care le face acum îi vor influența lui viața pe termen lung și să încercăm să-l facem să înțeleagă de acum că dacă va avea grijă de el, va putea să aibă o viață absolut normală, va putea să lucreze, să iasă la întâlniri, să se însoare, să aibă copii și să viziteze lumea sau știu ce se va mai întâmpla când va fi el un adult. Dar dacă nu va face lucrul ăsta, trebuie să fie foarte conștient de faptul că starea lui de sănătate se va agrava și e posibil să nu poată să trăiască toate aceste lucruri. Și asta vreau să-l fac să înțeleagă. Vreau să înțeleagă faptul că modul în care el își are grijă de el însuși se va reflecta pe termen foarte mediu și lung în stilul lui de viață și în șansele la viață pe care le are el. Cora, îți mulțumim că ne-ai împărtășit din experiențele tale până la urmă cu propriul copil, pentru cei de acasă care vor să afle mai multe despre ceea ce înseamnă viața cu un membru al familiei care are diabet de tip 1 zaharat, viața reală din familie, pentru că de foarte multe ori medicii ne spun multe lucruri, dar voi sunteți cei care le simțiți pe propria piele și nu le citiți. Exact, și pe noi ne doare cel mai mult și noi suntem cei care avem cel mai mare interes să avem grijă de ei cum trebuie, pentru că suntem implicați afectiv în primul rând și că știi, atunci când devenim părinți cu bune și cu rele și nu ne așteptăm să fie lucrurile doar roz. Undeva în fișa postului de părinte înseamnă că ți-ai asumat în momentul în care ai decis să ai un copil că poate vor fi și momente grele și vor fi și momente urâte. Dar tu trebuie să fii acolo pentru copilul tău. Și nu trebuie nici să te învinovățești că poate ai făcut tu ceva care a dus. Poate că așa a fost pur și simplu și mă așa s-a întâmplat. Mă gândeam și la treaba asta, dar mă gândesc că totodată, în primul rând, noi doi, dacă i-am dat genele de diabet, totodată i-am dat și șansa la viață. Și între ele două poate e mai important să trăiești decât faptul că ai diabet. Îți mulțumesc, Cora, încă o dată pentru cei care sunt în astfel de situații sau vor să afle mai multe. Te găsesc pe rețelele de socializare, Cora Fariseu sau Noi și Viața, spuneai că se noi numește... Noi și Diabetul. Noi și Diabetul se numește grupul mămicilor, da? care au copilași cu această afecțiune. Toate cele bune, la revedere!